Moș Nicolae a venit și la copiii de la Asociația Filantropică Sfântul Nicolae pentru cadourile micuților, cei de la SOS, Satele Copiilor, și-au donat banii de buzunar pe luna decembrie. În semn de mulțumire, copiii au oferit un spectacol cu poezii și colinde. Copiii care se află în protecția Asociației Filantropice Sfântul Nicolae au fost probabil primii din oraș care au primit cadourile de Moș Nicolae. La ei au poposit tinerii de la Asociația SOS Satele Copiilor. Acesta este cel de-al cincelea an consecutiv în care tinerii își donează banii de buzunar pe lună în curs și le cumpără cadouri micuților. Scopul vizitei noastre este de a crea niște relații de prietenie dintre tinerii noștri și copiii din Centrul Sfântul Nicolae. Este o activitate pe care o desfășurăm de 5 ani de zile. În ajunul Sfântului Nicolae, copiii noștri, respectiv tinerii, din banii de buzunar economisiți, cumpără cadouri pentru copiii din Valea Aurie care sunt grupați în organizația Sfântul Nicolae. Având în vedere că patronul Asociației Sfântul Nicolae este în sărbătoare, am organizat cu copiii asociației un program de colinde și de poezii și s-au adunat aici părinții, copiii, oaspeți pe care i-am invitat pentru că sunt aproape de noi de multă vreme. Ne-am ridicat un centru nou, aici unde suntem, am stat 10 ani cu copiii asociației și este foarte important să ne întâlnim în pragul sărbătorii Sfântului Nicolae. Sunt aici reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sibiului, ai Protopopiatului, studenți teologi, sunt tineri de la SOS Cizmădie și suntem cu toți întâlniți de bucurie deosebită. Și aceasta face ca să ne putem pregăti pentru sărbătorile care vin ale nașterii Domnului. În semn de recunoștință pentru cadourile primite, copiii aflați în grijă asociației au susținut un mic program artistic. V-am invitat la serbare ca să vă facem urare, să fiți bucuroși cu toții. Când copiii sau nepoții vă vor colinda fierbinte spre aducerea unui buchet de colinde sfinte. Colindători, florile d'albe, noaptea pe la cântători. Încep iute să se arate biscuiți, bomboane, bani, ciocolată, colocani. Am venit să vă sculăm că e vremea să colindăm casa să vă măturați și pe Domnul lăudați. Că s-a născut Domn prea bun în casa lui Moș Crăciun. Că s-a născut Domn frumos, numele lui e Hristos. Colinde au cântat mai apoi și cei de la SOS Satele Copiilor. De ușa creștine, să venim din noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul nu și-am obosit, drumul nu și-am obosit, de departe am venit. Nu puteau lipsi nici colindele dedicate Sfântului Nicolae. Nicolae Cheers.